Cum v-am promis, Mihai Tudose, președintele Consiliului Național PSD în studioul Digi24. Bună seara! Bună seara! Mihai Tudose, după congres, toată lumea se întreabă dacă mai există coaliție. Uite că pe mine nu m-a întrebat asta toată lumea și am stat toată ziua până așa, m-am întâlnit cu mulțime de lume. Mai există coaliție? Coaliția de guvern există. Guvernul funcționează. Îi dați viață lungă? Până la lege e măcet. Și după aceea? Măcet. Sper că da. Și după aceea? După aceea românii vor decide prin vot, fiindcă coalițiile se fac în urma votului, nu? Vedem fiecare partid ce vot obține, câte mandate are în Parlament și aia e coaliția. Marcel Ciolacu spune astăzi că nu vede o altă variantă decât o coaliție cu PNL. Vedem ce iese. Sunteți de acord cu ce zice Marcel Ciolacu? Pot fi de acord cu ce spune Marcel Ciolacu. Da. Eu știu ce li se întâmplă partenerilor sau, Doamne ferește, poate nu. Că degeaba suntem noi, nu vedem altă coaliție dacă împreună nu facem 50%. Și dacă nu veți face 50%, dar veți avea majoritate, nu va fi suficient? Eu sper că de data asta nouă președinte, domnul Marcel Ciolacu, va aplica Constituția și în litera și în spiritul ei. Adică președintele partidului care se clasează pe locul 1, Felipceanu, iese, e președintele partidului care se clasează pe locul 1, primește mandatul de la președinte. Ia Cosmine și fă guvern. Și începe negocierile cu un partid, cu două, cu trei, cu cinci, cu toate. Face un guvern de largă coaliție națională, nu știu. Nu ți iese? Deci înapoi la Cotroceni, spune, doamne, n-am eu ce să o fac. Hai să chemăm pe altcineva. Asta este spiritul Constituției. Și de fapt asta se întâmplă peste tot în lumea civilizată. Aici sunt mai mulți dacă. Primul. Dumneavoastră ați început cu dacă. Dacă nu va fi Marcel Ciolacu președintele României... Eu sper că totuși președintele viitor va aplica Constituția în spiritul și în litera lui. Dacă viitorul președinte al României va aplica Constituția cum a aplicat-o actualul președinte al României, ce faceți? Păi probabil că vom trăi din nou în zonele astea cu la un an jumate al guvern. Ceea ce nu e neapărat un factor de stabilitate. Și de coerență și de reziliență și ce vezi dumneavoastră. Al doilea dacă este și dacă PNL și PSD nu obțin 50%, mă gândesc acum la rezultatul localelor, europarlamentarelor, mai ales, ce vă spun aceste rezultate? E posibil ca PNL și PSD să facă 50%? E posibil orice. Că la întrebările cu inclusiv dacă... Inclusiv asta este la întrebările cu dacă, inclusiv asta e posibil. Hai să vedem scorurile. Mai aveți răbdare un pic, că mai venim, uite, vă promit că vin după alege. Rareș Bogdan. Rareș Bogdan spune că vă pregătiți să guvernați cu USR. Cu USR, nu, cu AUR. Vreți să comentăm ce spune Rareș Bogdan? Păi, asta a văzut Rareș Bogdan din cum s-au desfășurat lucrurile la Congres. După ce a tras el concluzia asta? Am spus noi treaba asta? N-am spus-o, stimate domn. Încearcă să iasă din... Bun, poate i-am băgat noi un pic în cos, dar noi la Congres am... Unii dintre colegi, inclusiv eu, recunosc, am contextualizat în ce situații și unde suntem acum, ca și țară. Că ne-am săturat și noi să ne tot fim acuzați, domnule, deficitul. Păi deficitul, știți, voi l-ați dublat, adică voi l-ați aruncat în aer, nu noi. Nu noi am luat împrumuturi de astea de milioane, de miliarde, pe care s-au dus de unde mai găsește nimeni nicăieri. Nu putem să ne asumăm ceea ce n-am făcut. Ce am făcut, sau dacă am făcut greșeli, ne asumăm. Dar tot ei țipă că noi. Adică, dacă îi dici sabie, așteaptă să scoată și alaltul ceva din teacă. Sabie mai mică, poate mai mare. Nu le place acum? Ok. Ce vrei, să-i lăudăm pentru ce au făcut în pandemie și după aia? Nu putem. Așa va fi campania? Până la urmă, în campanie, fiecare partid trebuie să spună ce vrea să facă, iar ceea ce vrea să facă se bazează pe ce a făcut cel puțin în ultimul timp, da? Eu spun că noi avem ce spune, inclusiv cu una dintre problemele arzătoare ale zilei, cu pensiile, da? Nu pot să invit un partid liberal, spui acum, numai Partidul Liberal a mărit pensiile, fiindcă numai la dumneavoastră în studio, cred că au fost zeci de liberali care când noi spuneam că să măresc pensiile, spun, domnule, stai un pic că nu se poate, nu e sustenabil, nu aveți voie, ne mai gândim, până noi ne-ați consultat, suntem împotrivă. După aia când vedeau ce strânesc, haideți să ne aducem aminte declarația unui prim-ministru liberal din ultimii 4 ani, domnul Orban.
a venit senin, a făcut o conferință de presă și a spus, da, eu știu că sunt obligat de lege să măresc pensiile, dar nu o fac. Și a plecat. Asta a fost soluția liberală la pensii. Merge bine? Majorarea, recalcularea pensiilor merge bine? Vă ajută? Nu stați un pic, asta nu face nimeni în scop electoral. Este un drept al pensionarilor, al celor care au muncit. Este pe lege această recalculare și indexare. Doar că au mai fost și câteva eroi. Nu poți, nici astea nu le poți arunca în derizoriu. Înțeleg că sunt vreo 7.000 de dosare din toată țara unde au fost greșeli. Că nu poți, doamne, doar 7.000, că dacă ieși printre aia 7.000 de oameni, nu e viața bună deloc. Fără că au fost și câteva greșeli, se remediază. Toată lumea țipă de toată lumea, nu noi, adversarii, inclusiv liberali. Domne, scad pensiile. O să vedeți ce pierdeți, în condițiile în care prin lege, a spus-o și prin ministru, dar prin lege nicio pensie nu scade. E un drept câștigat, a spus Curtea Constituțională. Adică dacă Tudose are 5 lei pensii, indiferent ce calculare va fi și cum e, sub 5 lei nu se poate. E atât de simplu, dar uitați-vă la ce... Stau foarte bine pe comunicare. Că noi am fost, PSD-ul a fost singurul partid care a ținut de această chestie, dar de fapt să respecte legea și să respecte dreptul la viață demnă a acestor oameni. Știți că sunt unii care se întreabă, unii, adică pensionari, care se întreabă, păi, dacă oricum primesc pensia, de ce a mai fost nevoie să-mi o recalculeze și să am o hârtie cu o sumă? Fiindcă niște oameni, acum niște ani, pe niște chestii, ele funcționau și se indexau. Au semnat la Bruxelles niște chestii. Că, stați un pic, că nu noi doi am semnat la Bruxelles acum 3 ani cel mai bun PNR după planetă, ca să folosesc descrierea lor, în care s-au angajat că în următorii 50 de ani nu se mai modifică nicio pensie. Așa au semnat. Și a trebuit noi să renegociem acest lucru, da? De ce? Păi da, că au spus, doamne, pe contributivitate. Ok, trebuie să ne înscriem pe contributivitate. În regulă. Dar ce în plată nu scade. Punct. Simplu. Și nu are cum să vă fie neplăcută că toată nebunia asta cu vai de mine să fie, mai ține o săptămână, două, până când toți primesc pensia efectivă. Toți pensionarii, toți seniorii noștri primesc pensia. Și o să vadă că nu i-a scăzut. N-are cum să scadă. Mă întorc la Rareș Bogdan, care spune... Aveți și noastră plăcerile noastre în viață. Am fost nevoiți să înghițim o meduză și să guvernăm împreună cu cei de la PSD. Nu știu... ce mănâncă domnia sa dimineața, la prânz și seara, e treaba domniei sale. Pe el că era la plajă și a fost inspirat de... Așa, da, na, ce să vă spun, știți? Pe el că omul inspirat sau avea o sursă de inspirație în chestia asta, căci că meduzele n-au creier și totuși se descurcă în viață de câteva miliarde de ani și pentru el e probabil o veste bună, că poți și fără creier. Păi nu-i ține nimeni la guvernare, îți duc acasă. E invitat să plece? Nu, nu invit. Păi dacă stă cu meduza și cu alte nevertebrate pe acolo, ține cineva cu forță. Din nou apare o întrebare în mintea alegătorilor. Sunteți împreună, guvernați pentru stabilitate, dar vă duelați și vă înjurați pentru că vin alegerile. Nu am înjurat, am zis frumos de meduză. Un animal superb. Nu vă înjurați pentru că este spațiu public. O formă de organizare a materiei care se descurcă fără a avea creier de milioane de ani. De ce faceți asta? Asta vor să știe oamenii. Și cum poate exista vreo șansă pentru această coaliție să existe după alegeri, dacă până atunci... Repet, după alegeri, la alegeri, este un moment, un T0, un moment zero, în care românii vor decide. Mai vor cu noi, vor cu meduzele, vor cu... nu știu, să decid. Simplu. Cum interpretați dumneavoastră, sau cum a picat pentru dumneavoastră absența Gabrielei Firea la Congres? Recunosc că astăzi mi-am propus să o sun pe doamna Firea, să o întreb ce s-a întâmplat. Sper că n-a fost ceva grav de sănătate, dar bănuiesc că a avut un motiv serios. N-a fost singura absentă, singura președintă de organizație absentă. Că la mii de oameni viața e complicată. Mesajul pe care l-a scris pe rețele, Gabriela Firea, ne lasă să înțelegem că va veni apa și la moara ei. Doamna Firea este o luptătoare, i-a fost și bine, i-a fost și rău, a revenit, da. Viața va decide. N-am înțeles mesajul, recunosc că nici nu l-am citit. Nu mai are o funcție de conducere în PSD. Este președinta organizației PSD București, doamna Firea. Dar acum nu mai este vicepreședinte al partidului. Nu. Nu. Asta, de ce s-a întâmplat? Domnul președinte Ciolacu și noi
au generat o altă echipă, da? Domnul primar Băluță, ca reprezentare de București la nivel central, este cel mai votat primar al nostru din București. Că așa a ieșit. Doamna Firea, nu puteți spune că nu mai are o funcție. Este președinta organizației București, cea mai mare organizație din țară. Și s-a mers și pe acest dualism, să nu mai aibă cineva două funcții. Adică, hai să mai împărțim norocul. Cu cine va ajunge? Va ajunge Marcel Ciolacu în turul 2? Adineauri ne-a spus că sigur va fi președintele României. Eu așa sper. Da. Ca să ajungă președintele României, ajungă clar președinte, că trebuie să treacă în turul 2. Corect. Dar remarca și Marcel Ciolacu că de la Ion Iliescu încoace vi s-a întâmplat de fiecare dată să pierdeți alegerile. Un candidat PSD să piardă alegerile prezidențiale. Ajunge în turul 2, dar pierde. De ce va fi acum altfel? Noi sperăm că va fi altfel și din cauza contextului și din cauza faptului că și PSD-ul s-a schimbat, au mai trecut niște ani, lumea vede și ce s-a întâmplat cu marea conducere de dreapta și sperăm într-o schimbare benefică pentru România. Cu cine îl vedeți pe Marcel Ciolacu în turul 2? Cu cine doresc România. Nu am de gând și nu avem de gând să facem o anticampanie cuiva, că ne preferăm pe Lipceanu față de Tudose sau față de oricine altcineva. Ne vedem de drumul nostru. Românii, de ce? Dar o coalizare a forțelor de dreapta, a alegătorilor de dreapta împotriva lui Marcel Ciolacu, vedeți posibil această coalizare? Asta s-a întâmplat de fiecare dată. În politică e posibil orice. Că ne-a demonstrat viața că e posibil orice. Vedem la începutul decembrie. Că nu mai e mult. Cred că mai rezistăm un pic așa în tensiunea asta. Cât de mult a avut nevoie Marcel Ciolacu pentru a lua această decizie de presiunea dumneavoastră? Doamna, este, iar discutăm despre o formulă de asta foarte împinsă în spațiu public. Domnul îl forțează, el nu vrea, dar îl forțează cineva. Cine îl cunoaște pe Marcel Ciolacu știe că nu poate fi forțat să facă nimic. E o personalitate puternică și nu îl forțează nimeni să facă nimic. Nu, omul și-a cântărit pașii, e o decizie importantă în viață, să schimb, practic schimbă viața și a ta și a tuturor celor din jur. Nu mai candidatura, nu mai spun funcția după aia ce daune produce pe anumite zone. Dar decizia lui, ăsta e un piculeț, a gândit-o, a cântărit, a vorbit cu cei apropiați, s-a auto-evaluat, măsurat, prea nu-și cu capul în gard. Vreau și eu să fiu președinte. Gata, mă. Nu. A fost o decizie luată foarte temeinic și foarte bine cântărită. Și întârzierea, spuneți că a venit numai din calculul personal. De ce întârziere, stimate domn? Când trebuia? Când era un sezon bun? 1 februarie, 23 mai, când trebuia? De ce întârziere? Că n-am înțeles de ce băgați în context termenul ăsta ca întârziat. Toate partidele și-au desemnat oficial candidații? Nu. Nici liberalii, nici... Nici întârziere. Știm că la liberal va fi candidat Nicolae Ciucă, bun, că a anunțat. Mai o să pună pe două inele al Jupiter și pe Marte două panouri, e ok, dar probabil că o să le pună și pe alea. Anunțat, dar desemnarea oficială nu s-a produs. Înțeleg că săptămâna asta sau viitor, săptămâna viitoare. Întârziere. Eu cred că e momentul cel mai bun. Credeți că e momentul cel e mai bun? E momentul cel mai bun. S-au copt, au trecut alegeri locale, ne-am făcut evaluări, am văzut cum stăm. Va exista o dezbatere? Vor exista dezbateri în campanie electorală? Vă doriți pentru candidatul Marcel Ciolacu dezbateri? Hai să vedem ce doresc și ceilalți. O dezbatere e foarte bună, că mai ales dacă vorbim de România reală, de ceea ce are nevoie România și cum să vă lucrurile, domnia sa are experiență și de guvern și de parlament și executiv și legislativ și de administrație. Lucra și în administrație, la Buzău. Ok. Apropo de... Nu va fugi de dezbatere în niciun caz. Apropo de guvernarea cu aur, e o variantă pe care o excludeți sau e o variantă pe care o găsiți posibilă ca oricare altă? V-am spus de la început și indiferent cum interpretați după aia, vă spun că nu decidem noi cu cine facem alianțe. Decid românii la vot. Nu vine acum, spun, domnule, fac alianță cu Felicianu. Indiferent ce votați voi, fac cu Felicianu. Nu, hai să vedem ce zic românii. Deci e o variantă posibilă. Toate variantele sunt posibile. Toate variantele sunt posibile. Toate variantele și PNL-ul cu aurul și USR-ul cu aurul și ce vezi dumneavoastră, că sunt posibile, cel puțin teoretic. Necesară e o înțelegere cu PNL pentru ce se va întâmpla după? Noi am dorit acest lucru pentru stabilitate. Vă spun, știți, scandalul, cu ghilimele, scandalul de acum o lună, jumate, două.
când ei au propus un plan, am vorbit de un plan coerent, uite cum facem, uite când facem alegerile, cum le faceți, noi când țara în haos. Au fost la un moment dat discuții și de liste comune, dacă vreți, un nou USL. Dar au zis da, până i-am trecut apa cu alegerile locale și cu comasarea și cu liste comune. După aia s-au răzgândit, că au zis că voi tot. Succes! Că i-ați trecut apa înseamnă că? Că i-am ajutat un pic. I-ați ajutat un pic, adică? Poate un pic mai mult. Că dacă erau singuri, nu erau comasate și singuri și lucrurile se întâmplau exact la termen, nu știu dacă erau foarte fericiți acum. Nu știu dacă mai erau, în primul rând. Da, asta e viața. Învățăm. Și v-ați supărat și această... Dar nu ne-am supărat deloc. Că nu pot să mă supăr pe cineva care se comportă așa cum e. Păi așa ești. Asta e viața. Mă supăr pe semafor care trec lui. Dar asta e semafor. Deci o înțelegere acum nu mai e posibilă. Nu mai e posibilă. Nu stați un pic. Noi să vorbiți de PNL. Sau PNL-ul ca ta e o doctrină, un partid, da? Dar ele reprezintă niște oameni, reprezentanții de acum. Cum să spun? Și-au cam pierdut capacitatea de a genera încredere în ceea ce spun. Fiindcă una vorbim și alta facem. Au făcut o dată, au făcut doi, au făcut trei ori. De acum, bă, nu mai vorbim. Mai pe șleau spuneți că nu mai aveți încredere în Nicolae Ciucă? Dacă ziceți că așa e pe șleau, da. Eu, unul personal, nu mai am încredere în ceea ce promite. Dar Marcel Ciolacu mai are încredere în Nicolae Ciucă? Nu știu dacă mai are foarte mult încredere, fiindcă, repet, s-a demonstrat că nu se ține de cuvânt. Confirmați că nu va mai exista o ședință a coaliției față în față până la alegeri? Nu știu dacă va exista sau nu, că nu pot eu acum să spun, vă asigur că nu va mai exista o ședință a coaliției. Eu știu cine rezervă viața. Dar e o decizie acum, imediat? Nu e decizie, e un fapt firesc. Suntem în campanie, nu avem ce vorbi, că ultima dată când tot vorbeam câte ceva, ați făcut altceva. De exemplu, la campaniile europarlamentare, noi am luat panouri și noi și ei. Toate partidele au luat panouri. Noi am pus acolo, votați candidații la europarlamentare pentru România puternică în exterior, cu cele două semne electorale, ei au pus cu cartea, cu Ciucă. Adică, de câte ori trebuie să o pățim ca să vă aminte. Faceți-vă campanie. Elena Lasconi are trei întrebări pentru Marcel Ciolacu. Le știți. Omar Haisam, diplomat de bacalaureat și studiile, în ce condiții și-a luat carnet de revoluționar? Dar cine a pus-o pe Elena Lasconi în jurul ăsta internațional, care pune întrebări la toată lumea? Să vină campania, poate avem și noi spunem întrebări. Că sunt o mulțime de întrebări, înțeleg. Așa am auzit și eu în spațiu public. Le luăm pe rând. Dar nu răspund eu la întrebările adresate de Lasconi. Trebuie eu să răspundă Marcel Ciolacu la aceste întrebări? Marcel Ciolacu, eu cred că a răspuns la toate întrebările respective. Deja. Și publicul e lămurit, alegătorii... Mai o să răspundă de 10 ori, că probabil că în această nouă ipostază de candidat la președinție o să afli și lucruri noi despre viața domniei sale, că așa se întâmplă. Da? Și va fi toată viața lui tocată, pusă la microscop. Da, dacă doamna președintă o face pe interesanta, iertați-mi, pune ea întrebări, să nu cumva primească și niște întrebări. Că înțeleg că să pregătesc niște oameni să-i pună și domnii sale niște. Ce vreți să ne spuneți? Nu vreau să spun nimic, Dumnezeu. Se pregătesc niște oameni? Am auzit și eu, am văzut în spațiu public că au apărut niște întrebări despre domnia sa. Nu știu eu. Se pregătesc niște oameni să-i pună și ei. Am văzut, repet, în spațiu public niște întrebări astea. Să ne spună și ce a făcut când era mică. Nu știu. Dar, repet, vreau întrebări. Să nu cumva să le primească și eu. Elena Lasconi, pentru dumneavoastră cum e? În ce sens? Este candidat de dreapta? Este candidatul nu evaluez eu pe cine își pune un partid candidat. E treaba lor. Nu vă rog acum, nu vă invit să analizați alegerea făcută de cei de la USR. Să le spun eu că un candidat mai bun sau mai slab. E treaba lor. Ce fel de candidat este Elena Lasconi pentru campania în care intră omul dumneavoastră, nu, președintele PSD? Noi nu intrăm în campanie să ne batem cu ghilimele, să concurăm cu cineva. Noi concurăm pentru a, sau ne luptăm să câștigăm încrederea românilor, atât tot. Nu trebuie să demonstrez că sunt mai bun eu decât dumneavoastră, trebuie să demonstrez că sunt bun pentru România. Asta e conceptul nostru. Că nu știu cine se agață de să se bată cu zeii ca să ridice și ea pe vârful Olimpului, treaba dumnei sale. Și totuși atacați. Asta am văzut la eu Congres. Atac. Păi cine am atacat? La Congres am văzut că ați atacat. L-ați atacat pe Nicolae Ciucă.
i-ați atacat pe cei de la PNL. Și aici ne-ați explicat de ce. Da, v-am spus de ce. Întrebarea era de ce i-ați găsit pe cei de la... Este evident că am dorit să avem cât mai multe voturi ca să ne putem impune anumite politici social-democrate și care considerăm că sunt bune pentru România și românii. Este drept că campania, după cum ați văzut, este creată și concepută, dar pe real, nu pe perdele de fum, despre cum își dorește Filip Cianu să fie România lui. Adică, hai să facem România cum o vor românii, nu cum avem noi impresia că ar trebui să fie. De aici încolo, cu cine mă bat? Nu mă bat cu nimeni. Ne batem să recâștigăm încrederea. Domnul Filip Cianu, cea mai mare criză pe care o traversăm în România, și nu de ieri de azi, este criza de încredere. Populația, românii, nu mai au încredere în nimeni și nimic. Încă au fost mințiți de atâtea ori și li s-a promis, s-a spus, bă, nu e pandemie, e o gripă. După ce au murit zeci de mii de oameni, bă, stai un pic, tot e gripă, dar e mai complicat, e nasol, stați în casă. Nu se scumpește energia, știm noi ce avem de făcut, au luat o razna toată țara. Sunt niște lucruri care trebuie remediat. Încrederea că atunci când vine prim-ministru, când vine președintele, spune, bă, ceva, îți explică cele trei, sau are cele trei elemente fundamentale care să convingă pe cineva când apare o criză. Se explice de ce, se explice pentru cât timp și credibilitatea celui care transmite acea informație. Dacă noi câștigăm încrederea în cei care sunt puși să guverneze, să conducă lucrurile statale, începând de la președinte și terminând cu ultima comună, cea mai mică comună din România, noi pierdem meciul. Ne întoarcem pentru că aveți o problemă cu Lavaliera și colegii o să o rezolve câtă vreme noi vedem atacurile de la Congres. Că, da, evident, nu vă aparține. Cred că e mai bine acum? Nu, că am eu o problemă, e. S-a dus pe jos. Primiți-o alta? Ok. Haideți să vedem. Colegii o să-mi spun acum dacă vă auziți. Nu? Nu funcționează? Nu funcționează. Haideți să vedem declarații. Venirăm și noi de la Craiova, de la 240 de ciuci distanță, ca așa se spune acum, de când ostașul s-a apucat să borneze toate autostrăzile și să scrie bestseller-ul, bine, nu chiar el, consilierii lui. Așa zis, ostași care vor să ne facă să credem că sunt providențiali, apostolici și scriitori de succes, în realitate sunt doar niște impostori. Nu mai vreau și cred că nici românii nu mai vor un președinte cu un rânjet metalic sau un președinte cu mușchiul empatiei atrofiat. Nu mai vreau un președinte care să conducă de pe pârtile de schi sau de pe terenurile de golf. Partidul Social Democrat a fost mereu responsabil. Noi întotdeauna am fost adultul din încăpere. Mai e o întrebare, Mihai Tudose, sper că acum vă auziți, că s-a rezolvat, ați primit o a treia la valieră, sper că totul e în regulă. Mai e o întrebare, de ce nu rezolvați acum... Cu panouri atunci, da? Încercăm toate metodele. Da. De ce nu rezolvați sau de ce n-ați putut rezolva toate lucrurile pe care spuneți că peneliștii le-au stricat? De ce nu le-ați rezolvat acum cât timp ați fost împreună la guvernare? Păi eu cred că noi am încercat să le rezolvăm, dar... Știți, îți ia cam o secundă să spargi un geam și două zile să-l pui la loc. Cam aici suntem. Miliardele împrumutate, spuneți, zice un dată înapoi, păi s-au cheltuit și s-au dus de unde, nici nu știm unde s-au dus, de unde nu s-au mai întors. Liberalizarea pieței de energie, a fost simplu de făcut, într-o noapte au făcut-o, au luat-o prețurile razna, greu să o mai pui la loc. Că intervin piață liberă și așa mai departe. Dar o mulțime, au semnat PNR-ul, voilà, minunatul PNR. Acum partenerii noștri liberali au stabilit niște linii roșii. E o linie roșie să nu micșorăm pragul de impozitare la mică întreprindere. Și stai și te uiți la aici și spui, dar n-am semnat noi asta, voi ați semnat-o când erați voi la guvernare. Voi ați semnat asta cu Bruxelles-ul, că nu-i Bruxelles-ul divină că v-ați angajat voi la chestia asta. De ce nu le facem? Uite de asta. Deci vă încurcă cei de la PNL? Nu ne încurcă ce au făcut până acum, că după aia vorba că l-ați dat pe domnul prim-ministru Ciolacu. Noi suntem adultul din cameră, dar geamul între timp s-a spart, încercând să le punem la loc. Au spart niște geamuri. Rău. Și din nou apare o întrebare, Mihai Tudose.
Păi după alegeri, tot cu PNL vreți să faceți coaliție? Noi facem cu PNL-ul. Noi am intrat la... Să poate dar face ce va fi diferit? Încerc să vă spun. Vă rog. Fi de faptul că merge la Valiera și... Vă rog. Noi am intrat la guvernare într-un moment critic. Începuse războiul din Ucraina, post-pandemie, criză energetică. Și am intrat la guvernare fiind invitați și rugați de PNL, că nu ne-am dus noi, n-am sărit gardul la guvern noi. Decizia atunci a fost destul de dificilă de luat, fiindcă știam că intrăm într-un meci complicat. Dacă nu intrăm, noi ce-am spus anticipate, probabil. Ceea ce, retroactiv, n-ar fi fost rău. În momentul de atunci, nu știam cum să duce nici războiul, nici tot ce înseamnă convulsii la nivel de Uniunea Europeană din punct de vedere economic și am zis că, băi, mai bine să avem o țară stabilă, predictibilă, să fim și noi un partener pe flancul estic. Negocierile de atunci au fost făcute ca atunci, repede, suindu-te într-o mașină în mers. Negocierile în ceea ce înseamnă acum un plan de guvernare, bazându-ne pe votul românilor și de formarea unui nou guvern, fel că vor fi altfel. Începem ea, linie roșie, impozitul progresiv, că pe ei nu-i lasă doctrina și brătienii. Ghiște, în România, impozitul progresiv a fost introdus de Brătian. Prim-ministru liberal. Deci veți negocia altfel. Se negociază altceva. Ăsta e planul. Pe baza rezultatului alegerilor. Pe baza rezultatului alegerilor. Unde, evident, vă așteptați să aveți un scor mai mare decât cei de la PNL. Așa ar fi de asta presupus. Asta e pariul pe care îl faceți. Așa ar fi de presupus, da. Bine, noi și acum avem un scor mai mare decât PNL-ul. Și când am intrat la guvernare, am un scor mai mare decât PNL-ul, fiindcă nu e așa. Cineva atunci a făcut guvernul cu locurile 2, 3 și 19. Că primul partid care a câștigat alegerile a fost ignorat. Mircea Joană. Ia, începeți. În ce măsură Mircea Joană... Între 5 și 7% punct. Vă încurcă. Nu ne încurcă deloc. Nu, nu ia din alegătorii lui Marcel Ciolacu? Nu încurcă pe nimeni, nu. Aur ia din alegătorii lui Marcel Ciolacu? Nu, stați un pic, când avem alegătorii, nu îi pui la mățișoară de la să-l pui la rever cu... Știți că aveți niște alegători pe care mizați. Fiecare partid... Sunt susținătorii PSD. Fiecare partid are baza, nucleul dur. Dar nu cu aceia nu sunt niciodată suficienți ca să faci o figură frumoasă în alegeri. De exemplu, PSD-ul, să zic, a atins fundul oceanului în 2019. Atunci a fost cel mai jos posibil, la 20%. Noi sperăm să ne ducem undeva într-un 35, dacă nu mai sus. Vedem. Electoratul decide. Marcel Ciolacu, dacă dar nu avem noi electoratul nostru, își vine cineva și ne răpește noaptea, își punem fesul deschis sau ce-și din electorat. Nu merge așa. Nu 100%? Nu. Dacă Marcel Ciolacu nu devine președintele României, ce se întâmplă cu el? Păi ce se întâmplă cu el? Va fi în continuare președintele PSD? Teoretic, da. Teoretic, da. Teoretic, da. Dar practic nu prea s-a întâmplat. Până nu s-a întâmplat din mai multe motive, stimate domn, fiindcă până acum noi am avut campanii electorale pierdute, nu din cauza partidului, ci din cauza candidatului. Au fost câteva gafe făcute în ultima săptămână, chiar în ultima dezbatere televizată, care ne-a îngropat candidatul. Partidul n-a greșit cu nimic. Au fost scăpări. Nu le știți? Le știți la fel de bine ca mine. Le știe toată lumea. Că nu partidul s-a dus la vântul. Acea celebră fază care l-a îngropat pe Geană atunci. Nici măcar n-a reacționat cum trebuie. Adică a văzut toată lumea că a făcut ceva rău, că s-a tuflit și s-a închis. Partidul a fost de vină? Nu. El a fost de vină. Vă dau un exemplu. Un om care dacă ajungea președinte, poate România altfel, Adrian Năstase. Adrian Năstase la ultima discuție dezbatere televizată a spus că nu are nevoie de voturile peremiștilor, că nu are nevoie de voturile extremiștilor. În două zi, toți extremiștii peste două zile s-au dus și au votat Traian Băsescu. S-a închis. Adică a mutat un 15-20% din electorat atunci în 5 minute. A greșit partidul? Nu a greșit partidul. Paul Stănescu spune că e loc pentru Marcel Ciolacu să rămână la președinția PSD și dacă nu. Asta spun. Merge la Cotroceni. Sunteți de acord cu el? Sunt de acord cu el, da. De acord cu el. Deci de data asta va fi altfel. De data asta va fi altfel dacă el joacă
joacă cărțile, că nu poți să fii sigur pe o victorie, domne, gata, te duci și câștigi și dacă nu câștigi, doar vina ta. Poate greșește partidă cu ceva. Poate face în toți tot ce se poate și nu câștigă. Nu poți să impuți așa ceva. Impui lui, bă, tu te duci de contestul. Nu, că nu-i vina ta. Deficitul. Negocierea cu Comisia Europeană, redresarea deficitului, proiectul ăsta pe 7 ani și promisiunile, două promisiuni face astăzi. La dumneavoastră, în emisiune, în campania electorală de europarlamentare, vă aduceți aminte că am vorbit despre flexibilizarea bugetară și când v-am explicat, am vorbit cu dumneavoastră despre acest lucru. E, uite că se întâmplă. Adică, tot așa, dom'le, nu știu ce era în mintea lui Toașul prim-ministru liberal atunci când a semnat în plină criză, cu toate care veneau peste noi, cu miliarde împrumutate, că în 2024 tu te închizi cu 3% deficit. E, scuzați-mă, dar ceva nu era în regulă, adică, nu știu, de la mâncare, probabil, ceva nu i-a făcut bine. Și atunci avem următoarea variantă. Putem să ne închidem și anul ăsta cu 3%. Puteam să ne închidem cu 3%. Dar nu mai făceam niciun fel de investiții. Mai mult, la foarte multe dintre proiectele mari, avem până la 50, chiar 60% pe câteva cazuri cofinanțare. Banii pe care trebuie să-i pună România pentru proiectele mari. Și atunci avem de luat o decizie. O terminăm odată cu investițiile mari pentru Dumnezeu în țara asta, cu autostrăzi, cu căi ferate, cu tot ce trebuie, infrastructură mare, cu spitale, cu... sau tot o amânăm și mai batem un cui așa în fiecare an. Una dintre marile reușite a domnului prim-ministru Ciolacu a fost că în această lună, o lună jumate, a reușit să obțină acest lucru de flexibilitate bugetară și mai mult să nu avem o... Ce înseamnă flexibilitate bugetară? Exact ce eu spuneam. Adică, bă, hai să fim un pic flexibili, trebuie să ajungem cu deficitul jos, la 3%, sub 3%, la 1%, dar nu mâine. Știți că deocamdată și, noi nu, suntem... Și nu abrupt, ci să mai putem sta câțiva ani mai sus, 2-3 ani, adică să scădem de la 7,5 la 7, după aia de la 7 la 6 jumate, după aia de la 6 jumate la 5, și așa mai la 3. Deocamdată ajungem... suntem între 7 și 8. Nu. Cu mult peste. Nu, cu mult peste cine am angajat, ce s-au angajat acum. Nu, anul ăsta va fi în jur de 7, nu 8. Între 7 și 7,5, și probabil. Comisia, nu știu, nu vă spun oficial la cum și o simt. Și e de acord eu. Comisia cu 7,7? Și comisia poate să fie de acord, vom avea acest mecanism. A doua promisiune pe care o face Marcel Ciolacu este că nu va majora TVA-ul la an. Da, dar noi toți spunem lucrul acesta și azi citeam, dar iar apar hârtii, domne, să cresc cum taxele. Cresc... Asta e întrebarea. Cum face Marcel Ciolacu dacă... Toate aceste mari investiții, estimate domn, vor începe să întoarcă banii în economie, fiindcă infrastructura rutieră, ca să rămânem doar la infrastructura rutieră, după autostrăzi, ca așa se spune, după autostradă vine economia, încep să apară pe lângă autostradă punctele de interes economic, care încep să producă impozite, venituri, echilibrarea... Știți care e condiția aici? Autostrada aia chiar să fie deschisă. Autostrada aia chiar să meargă existe. Mașinile pe ea. Să meargă nu un segmențel, după aia mai vine... O să închidă, că segmențelele alea, domnul Grindeanu, le-a cam deblocat. Au fost unele, că jucăm și într-un cadru legislativ destul de strict, ca să scoți o firmă din contract în condiții în care ea și-a depășit orice termene, nu s-a apucat când trebuia să fie gata, începe contestațiile. Stai un pic, eu o făceam, bă, mai 2 zile, adică din 4 ani n-ai făcut nimic și mai 2 zile. Bă, sunt în termen. Și a fost criză și te dau în judecată și e nebunie. Dar, uite cum necum, toată țara e un șantier să lucrează. Mihai Tudose, nu mai avem timp. Mulțumesc mult! Nu se devină, nu, astăzi se devină. Nu, absolut. Aveți emisiuni mai mici. Vă mulțumesc, președintele Consiliului Național PSD, studioul Digi24. Pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi!